Bine ai venit la ora de biologie. Astăzi vei avea de rezolvat fișa de evaluare a cunoștințelor asimilate în urma parcurgerii lecțiilor de genetică. Fișa de evaluare este concepută pentru a verifica progresul învățării și dobândirea competențelor la sfârșitul procesului educațional. Conține trei tipuri diferite de itemi care solicită gândirea logică, aplicarea interdisciplinarității și folosirea argumentelor pentru alegerile răspunsurilor. Fiecare item este însoțit de rezolvarea cerințelor pentru verificarea și stabilirea unui punctaj necesar unei notări obiective. Succes! Primul subiect are următoarea cerință. Stabilește care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate și care sunt false. Modifică parțial afirmațiile false, astfel încât acestea să devină adevărate, fără a folosi negația. Argumentează alegerile făcute. Iată rezolvarea cerințelor. Prima afirmație este adevărată. Este vorba despre fenotip. Cea de-a doua afirmație este falsă. Îți reamintesc, cromozomii sunt formați din fragmente mai mici, numite gene, dispuse una în prelungirea celeilalte. Prin corectare, afirmația devine: numărul genelor dintr-o celulă este mai mare decât cel al cromozomilor. Afirmația a treia este adevărată. Materialul genetic al eucariotelor este reprezentat de ADN, care este dispus în nucleu și protejat de citoplasmă prin membrana nucleară. Afirmația a patra este falsă. Celulele diploide sunt celule somatice care au număr dublu de cromozomi, iar numărul redus la jumătate de cromozomi caracterizează celulele reproducătoare sau gameții. Ultima afirmație poate avea două modificări. Celulele diploide au număr dublu de cromozomi, setul complet de cromozomi al speciei, sau celulele haploide au numărul redus la jumătate de cromozomi. Al doilea subiect este o problemă foarte simplă la care vei utiliza și cunoștințe de matematică. Pentru rezolvarea problemei, îți reamintesc. Celulele somatice au cromozomi monocromatidici. Un cromozom monocromatidic este format dintr-o moleculă de ADN, iar celula cu 2N egal cu 46 de cromozomi va avea același număr de molecule de ADN. 46 de cromozomi, cât are celula, înmulțit cu o moleculă de ADN pentru fiecare dintre cromozomi, rezultă 46 de molecule de ADN. Iată cerința pentru cel de-al treilea subiect. Completează spațiile punctate cu noțiunile corespunzătoare și argumentează alegerile făcute. Rezolvarea cerinței.
Prin răsucirea și condensarea filamentului de puncte-puncte, se formează puncte-puncte, care sunt în număr caracteristic pentru fiecare specie. Răspunsurile corecte sunt: condensarea filamentului de cromatină, se formează cromozomii. Fiecare cromozom este format din fragmente de ADN numite puncte-puncte, în care este stocată informația necesară pentru exprimarea unui puncte-puncte. Răspunsurile corecte sunt fragmente de ADN numite gene, în care este stocată informația necesară pentru exprimarea unui caracter ereditar. Caracterele ereditare pot fi puncte-puncte și puncte-puncte. Caracterele ereditare pot fi dominante și recesive. Caracterele dominante sunt vizibile în fenotip, în stare puncte-puncte sau puncte-puncte. Caracterele dominante sunt vizibile în fenotip, în stare homozigotă sau heterozigotă. Calculează nota cu ajutorul punctajului obținut. Felicitări! Te aștept la o nouă lecție să descoperim împreună alte lucruri interesante de genetică.